Salutare, oameni buni, bine ați revenit pe canalul de YouTube al Tacul. Iată-ne la o nouă provocare. Adi, salut. Salut, salutare tuturor. O nouă provocare pe care ne-am gândit mult așa cum să o găsim, pentru că ce facem, unde mergem, cum mergem. Da, pentru că era vorba de Purcărene, Adi se tot ruga de noi să mai venim și pe la el. Purcărene Lake, da, din Adi, proprietarul lacului. Da, mulțumesc, corect. Și se tot ruga de noi să venim. Haide, mă, să acceptăm invitația. Zic, da, ce am zis, Adi, după ce ultimul episod pe Floarea Popeștiului a fost a muncit ceva. Pe vremea asta, după crap, muncești ca nebunul, așa. A fost intro al anului, cel puțin pentru mine, a fost intro al anului pe lacuri. Da, da, da. Și atunci am zis că, băi, hai să încercăm să ne gândim, bă, care e cea mai activă specie din acest sezon rece, care este cel cu șansele cele mai mari, așa, pește pe care putem să-l prindem. Și ne-am gândit la sturion pentru că Purcărene Lake are o populație bună de sturion. Foarte bun. Bun, lucrurile stau în felul următor. Asta ne propunem astăzi. Vom explica ce standuri am ales și de ce. Vom explica cum îl abordăm și vom spera că nu ne vom mai chinui la fel de mult ca după crap, cum am pățit pe Floarea Popeștiului, în care cu greu am păcălit doi carași și un ciortan pe o apă efectiv înghețat. Pentru mine a fost o lampă, nu mai discut despre aia. Poate îmi spar și gheața. La 6 ore. Bine, nu se pune. Glumesc, nu se pune. Da. Da. Poate spar și gheața. Poate spar și gheața la crap, cine știe. Da, bine, bineînțeles, n-ai nicio problemă pe momelile și monturile dedicate sturionului, cu atât mai mult se poate întâmpla. Da, da, da. Dar vom fi puternic influențați de alegerea standului, cred că o să vedeți și o să înțelegeți acest lucru. Oricum ar fi, rămâneți până la sfârșit, pentru că sunt mari, multe noutăți și de pe Purcărene Lake. Paddy, proprietarul, a schimbat lucrurile, a făcut din nou investiții populări. Despre toate veți afla până la sfârșitul acestui episod. Hai să-i dăm drumul la treabă. Ha. Hai să vorbim despre alegerea standurilor. Eu am ales standul 2, Cătălin a ales standul 1. Standurile sunt în dreapta lacului și standuri care au apă mai mică. După cum știți, crapii stau pe zona mai adâncă, sturionii în perioada asta se mișcă mai mult sau se mișcă față de crap și noi credem că vor veni aici unde e apă mai mică, mai caldă zona și mai ales sunt aeratoarele funcționale. Dragilor, după cum bine știți, și sturionul este o specie avidă, pofticioasă. După fishmeal sunt lacuri întregi unde pescarii se chinuie să scape de sturion, deci nu prea își permit să mai pescuiască la boilers fishmeal, dau un exemplu. Așa că, nu știu, nici din punctul meu de vedere nu există vreun secret în abordarea acestei specii. Vom merge strict pe ceea ce știm, fishmeal. Pescuitul va fi relativ simplu, cu două lansete voi pescui la momitor și cu o lansetă o să pun și o bilă, un boile solubil probabil. Bun, ce punem pe momitor? În ciuda faptului că merge și orice ground bait, iar în cazul în care terminăm peletele vom trece și noi la orice ground bait fishmeal, pentru început asta vom folosi. Micropelete, ce am mai avut în geantă în primul rând, da? Deci acestea sunt mixul de micropelete, iar aici o pungă întreagă de pelete fishmeal pure. De 2 mm ambele, pentru a fi ușor de umectat pe apă rece, pentru a se desface cât de cât pe apă rece. Le vom umecta cât să se pună pe momitor perfect. Cu ce le umectăm? Bineînțeles, cu cesele care ajută la dispersia aromelor, la dispersia uleiurilor, grăsimilor din peletele fishmeal și cu complex juice, acest mix de aminoacizi. Turnate în apă, am aici deja apița pe maroniu, după cum puteți vedea, cred că se vede, și vom umecta aceste pelete. Nu mai merg mai departe, este destul de răcoare în această dimineață și revenim direct când discutăm despre partea de monturi și momeli, da?
Iată, acum, iată cine e activ pe apă rece. Maria sa Sturionu. Ce mă, ce-s mă ăștia? Niciodată nu învăț și eu ce-s ăștia. Ce bă, păstrugă. Ce frumos. Ce vorbești, bă? Ia uite-l, bă, ce piruete face, bă. Bă, dar nu ți-o tăia, bă, dar nu ți-o tăia, bă, firul, bă. Ia uite-l, gurită, frumos. Gurița, a mâncat, sărat, a mâncat. Dragilor, așa cum v-am promis, sunt multe noutăți aici pe Purcăren Lake și am decis împreună cu Adi să ne băgăm în restaurant, pentru că afară a început un vânticel care poate că ne bruia și n-am vrut să fie partea asta din emisiune, eu știu, aiurea, ca să spunem așa. Adi, te salut! Te salut! Îți mulțumim mult de tot că ne-ai primit din nou, de fapt că ne-ai chemat, ne-ai invitat, chiar mi-a făcut plăcere că ai dat un mare semn. Drag! Păi mi-era dor, nu ne-am mai văzut de așa este. M-am retras un pic, știi, problema mea. Da, și apropo de asta, pentru cine a văzut episodul trecut, Adi e un om schimbat, cred că se observă, ce să zic, sănătate multă, felicitări, mulțumesc. Că e bine și Doamne ajută! Doamne ajută! Da, chiar și în ciuda acestui fapt, n-ai stat degeaba, adică, să zicem așa, ți-ai văzut de interesul aici și ai avut grijă de tot ce trebuia să faci și deja prima schimbare pe care am observat-o și trebuie să o punctăm, dragilor, în căsuțe avem căldură. Da. Asta e mare, mare lucru. Bine, avem căldură momentan până la standul 3, Se lucrează în continuare, până vom ajunge până la cea de-a șaptă căbănuță. Da, da. Vom avea apă și apă caldă, dar toate treptat. Absolut. Deci până acum trei căsuțe... puțin pe, știu, pe loc. Le-am făcut din umbră, dar le vom face până în sezonul rece, următorul sezon rece, va fi cu garantat asigurat căldură și apă caldă. Da, sună excelent și abia aștept să revenim. Te chem. Pentru cei care ne privesc pentru prima dată și nu știți, Purcăren Lake este vorba de o fostă balastieră cu o suprafață de... Toată proprietatea este de 6 hectare și jumătate, luciu de apă, ambele bălți, bine ar fi să vorbim de cea... De cea pe care pescuim, da. 3 hectare... 2,8 hectare. Da, cu diferențe mari de nivel, cu adâncimi frumoase, e o baltă care te provoacă, micuță, cochetă, 7 standuri, fiecare stand cu căsuța lui. În căsuță găsiți 2 paturi, masă, scaune, ce mai avem? Iluminate. Curentul electric este, da. Nu avem acces la priză să încărcăm, da, să facem lanterne, lucruri de genul ăsta, da? Lanterne, laptopuri, da, lucrurile de genul ăsta, nu consumare. Nu se poate băga aeroterme, da, și da, alte, da, da, chestii. Da, da. Și oricum acum nu mai e nevoie pentru că avem calorifere. Am vrut să trec repede în revistă cam care sunt condițiile aici pentru cei care ne privesc pentru prima oară. Să mai spunem că fiecare căsuță are baie ei, deci baie proprie, cu toate condițiile. Da, duș, toaletă, chiuvetă, oglindă, tot ce trebuie într-o toaletă de om normal, ca să spunem așa. Și hai să trecem mai departe, că nu vreau să ne lungim foarte mult. Noi am mai făcut aici o prezentare, deci pentru cei care ne știu deja să nu-i plictisim, hai doar să spunem noutățile de ultima oară de când ne-am văzut. Și o să te rog, dacă mai ai poze, dacă mai ai filmări, ca să dovedim ce vorbim, ce ai mai făcut cu pești? Știu că ai mai populat. Da, populăm în continuu. Ultima populare a fost înainte să mă operez eu. Am băgat în jur de 40 de teni, între 18 și vârful 29.600. Da, sper din suflet să ai poze, măcar cu, cei între, să nu, pentru că știi cum e, lumea... Da. Avem, sunt și live-urile mele pe... Da, pe Facebook și asta, da? Deci să le caute oamenii, pagina de Facebook Purcăren Lake. Da. Vârful nostru al bălții este de 31.900. Da? O salontă băgată... Păi, de mine, nu dai acum... Da, densitate de pește avem. Este, da. Da, foarte mare densitate. După cum vezi, am băgat și aeratoare
strict pentru a oxigena apa. Da, și aeratoarele sunt o noutate, da. Da. Și eu am ales să pescuiesc lângă ele. Sper că am ales bine. Asta e rezultatul. Da? Ai încredere. Da. Muncesc. Trebuie să muncesc. Trebuie, da. Și deja mai avem. Saltele am văzut că sunt noi nouți, arată impecabil. Am scos acum minciogul la fel. Da. Mincioc mare, rotund, super mincioc și ăsta. Da, saltele, nu... sling, spray antiseptic. Am ales chestia asta să le dăm din partea noastră pescarilor, să nu avem probleme cu peștele pe viitor. S-au întâmplat cazuri în care au ajuns bacterii și așa, da, de da, în baltă. Una lume mă critică, da? Îi plătesc lui Salteaua. Nu e că vreau, dar nu știu dacă ar fi frumos și corect față de ei să-i pun să bage o saltea nouă, da? De altfel, cam toți le schimbăm, să o bagi într-un butoi cu albastru de metri să rămână albastră. Tu o iei verde și să rămână albastră, că o dezinfectezi. Nu e chiar... Da, okay. Înțeleg ce vrei să spui, dar mai sunt bărți care, într-adevăr, ne puneau să dezinfectăm până și firele. Nu e chiar... Da, nu e chiar ok, da. Pentru cine nu înțelege partea asta, da, cer iertare eu. Da, bineînțeles, până la urmă, regulamentul bărții e făcut să fie respectat și... Cine se identifică cu el vine, cine nu se regăsește în regulamentul bălții, nu vine. Nu e problemă doar la tine chestia asta, se discută pe grupurile de Facebook despre absolut orice baltă, genul ăsta de chestiune. Domnule, dar bă, uite, acolo nu mă lasă cu două lansete, mă lasă cu patru. Bă, până la urmă, dacă îți convine, te duci, dacă nu îți convine, nu te duci, n-ai ce să faci. Fiecare administrator le știe pe ale lui și e greu să comunici în toată piața toate ideile tale și... Tu ai grijă de balta ta cum și tu să ai grijă. Da, uite, și ca să încheiem, pentru că ai zis lucrul ăsta foarte important, hai să spunem unor cât ne costă. Deci înțeleg deja că este și o taxă separată, sau cel puțin tu așa o vezi, pentru echipamentul separat pe care îl pui la dispoziție. Exact. Eu am defalcat și pe site unde fac rezervările. Este defalcată taxa, să se vadă că se mai iau încă 50 de lei per partidă, da? În plus față de taxa de pescuit. Da, da. Păi și cât e taxa de pescuit? La 24 de ore căsuța inclusă. La 24 de ore, 225 de lei îi costă... Cu căsuța inclusă. Cu căsuța inclusă. Da, deci și cu încă 50 de lei pentru echipament sunt 275 de lei. Nu, 225 cu tot cu... Cu totul? Inclus, da. Este 175 de lei. Am înțeles. Pe 24 de ore. Plus 50 de lei s-ar tăia sling mincioc. Da, da. Bun. Mi se pare super, super convenabil. Deci cu orice baltă am comparat, condițiile care stai aici pe Purcăreni, la 175 de lei, cazare și pescuit, mi se par lux, absolut. Absolut de ce mi se pare prețul. Chiar și la 275, cum am zis eu prima oară, dacă ar fi. Da, pentru că, de ce să... Am fost pe tot felul de bălți cu condiții foarte bune și prețurile sunt mai mari de atât. Ți-o spun clar. Și ești acolo, adică nu e vreo diferență. Înțeles, da, da, bun. Deci e super, din punctul meu de vedere, chiar e super preț. Nu zic asta doar de dragul de a zice că suntem aici. Ce o să mai fie în plus pe viitor, pe perioada rece? Faptul că... facem căldură, avem centrala, consumă lemne și așa mai departe, o să mai fie o taxă. Da? Pe perioada răcoroasă. În rest, nimic. Nu știm cât de mare. Depinde dacă e balta plină, dacă e sau ceva din ăsta, nu? Nu. O să dau drumul în momentul în care cineva vrea pe un stand, eu o să dau drumul la centrală. Ceilalți pot să închid robinetele și nu vor avea. Da, da, da. Nu este... Da. Este opțională. Am înțeles, am înțeles. Căldură, da, da, da. Acum, știind că ai căldură, nu mai vii cu butelia să stai miros de gaz, de... Nu te riști. În primul rând, nu mai car de pat, nu mai car de butelie, nu mai car de... Ai de toate. Avem lingerii apretate, curățate și așa mai departe. Da, da. Doar echipamentul de pescuit. Bun, Adi-ți urăsc succes, vreau să mă întorc la pescuit, vreau să arăt salonta aia de 31. Nu se știe niciodată, până la urmă, de asta ieșim pe malul bălții, trebuie să se și întâmple. Mulțumesc mult de tot încă o dată pentru informații și pentru că ne-ai invitat și sper să ne revedem cât mai des. Asta sper. Te aștept. Da? Mersi mult de tot. Hai, succes! We'll be right back.
Peretele sunt gata de pus pe momitor, oameni buni. Bineînțeles că va trebui să le presăm destul de bine, să fim siguri că nu se desfac la impactul cu apa. În ceea ce privește momentarea de cărlig, va trebui să menținem linia de fishmeal de pește. Eu am aici un wafter de 10 mm, bicolor, cu aromă de krill, plouă mari pescari, bineînțeles. N-ar fi deloc rău sau greșit să folosim chiar și boilers de 16 mm. Aici am o critică echilibrată Frankfurter și în celălalt borcanel o bilă solubilă. Aș lua tot de 16 mm, tot Frankfurter. Mi se pare una dintre cele mai ok arome în ceea ce privește sturion. Asta este tot pe parte de monturi. A treia lansetă va fi o lansetă cu boilers, direct de 20 sau de 24, tot solubil, da? Și voi încerca să pescuiesc două dintre ele, boilersul și cu momitorul, cu bilă, da? Momitorul cu bilă și boilersul pe elicopter. Voi încerca să le pescuiesc în jurul unui pat de nadă, pe care le va trebui să-l facem cu racheta. Și sturionul, când se pune pe mâncare, să știți că este destul de hapsân, de pofticios, deci vrea să molfăie, peletele sunt ideale. Așa că vom lua rachetuța Spider-ul mediu, îl puteți pune Spider-ul mediu fără problemă pe orice lansetă de 3,75 lire, da? Ca să pescuiți clipsat, să vă dați exact zona, v-ați dat rachetele, doar ați tăiat racheta și vă faceți montura, practic veți fi siguri că pescuiți pe patul de nadă. Asta este tot, am vrut să trecem și prin acest aspect. Hai să vedem ce se întâmplă. Merge? Spre bucuria nu mea și a tuturor. A mea nu. Bă, da, e nervos un pic. Încerc să-l fac în apă, să-l țin pe fund. Dar nu pot, iată. Știi că e vorba aia, poate are noroc și scapă. Da, lanseta băgată între cele două aeratoare, cred că se văd acolo la 30-40 de metri de mal. E destul de încordat acest pește. Cârligul este mic, evident că am emoții, pentru că, cum se zice, așa e în tenis, pot să-i fac mare lucru. Așteptăm să vedem dacă reușesc să-l scot. Nu mi-e frică să ridic firul, să văd în ce parte a luat-o. Căută-l. Aoleu, mai dă drumul un pic la prădea. Momitor dintre cele două aeratoare. Dacă are ăsta 10 kg, cum faci? Dacă halul ăsta mi-a făcut aici. Bă, dar e mic, ce-a spus. Bă, dar al meu mai mare halul.
Iată că întoi în opție Adi s-a bucurat de un dublu drill singur, m-a trezit și pe mine, nu știu cât e ceasul. Poate că peștele începe să coboare din stânga la apa adâncă spre dreapta, unde sunt ultimele două standuri. La bilă, iată. Uite, vrei să vezi? Uite, vino să vezi, am pus aici. Am pus pământul aici. Uite. Da, da. Frankfurter, la Frankfurter. Deci la fi. Îi place fish, Miro, și Frankfurter, da. Deci asta la fel. Da. Da. Să vedem dacă ori urca, dacă ori coboră până la mine. Bine, că sturiul nu e standard. Uite să facem o poză. Trecem la poze. Dragilor, un vânt tăios a început, sper că ne auziți bine. Încercăm să vorbim tare, avem prosoape pe microfon, nebunie. Așa că Adi e semnalul să strângem. N-are rost să ne mai chinuim. Ne-a făcut da, blaua, să zic da, așa. Ne-am atins scopul. Ne-am atins scopul, obiectivul. Și două concluzii, să zic așa, sau două lucruri nespuse. Unul destul de important, mi-am dat seama pe parcursul partidei că mai ales când pescuim cu peletă, e foarte important momitorul. Am avut unul cu 3 spițe și se desfăcea foarte repede, foarte repede. Deci țineți cont de chestia asta, încercați să folosiți momitoare cu mai multe spițe atunci când folosiți peletă, ca ele să stea cât mai mult timp și cât mai bine prinse acolo pe momitor. Iar al doilea lucru care trebuie spus și n-am menționat, în sezon, când se deschide oficial sezonul aici pe Purcăreni, restaurantul funcționează. Trebuia să spunem lucrul ăsta pentru că veniți la condiții să știți că aveți și ce mânca. Acum nu prea sunt clienți pe baltă, n-are rost să ai angajați, bucătar, să fie nebunie la restaurant. Deci momentan nu este, dar nu e nicio problemă. Vă faceți o rezervare, sunați și confirmați și dacă funcționează restaurantul, dacă asta căutați. Deci toate condițiile excelente aici la Purcăreni. Pentru familie e locul ideal, zic. Da. Chiar și cu copil, doi, soție exact. Și copil, e locul ideal de distracție. Ne-a spus Adi că are și paturi da, de rezervă sunt pentru copil, paturi, al treilea dar, pat. Exact, aduce al treilea pat oricând pentru copil. Cam asta este, sper că a fost cât de cât interesant și pentru voi. Cam asta a fost stilul nostru și ideile noastre pe care le-am avut, că nu e ca și cum suntem mari pescari de sturioni și de... Am venit, au fost și câțiva ciortani, crap care au intrat, ne-am făcut treaba, o nouă săptămână petrecută pe malul apei, trebuie să fim fericiți. Trebuie să știți că merită pescuitul pe Purcăreni, nu că facem reclamă, dar merită. De ce? Este o apă foarte oxigenată, o balastieră, este tehnică, te provoacă, diferențe de nivel, locuri cu vegetație, structuri prin apă, le aflați dacă veniți la pescuit. Drillurile sunt foarte, foarte bătăioase, mișto, foarte tare. Deci de-au păcălit plactos peștii. Peștii se bagă imediat după orice piatră sau după orice dâmp de pietre, ceea ce nu e ușor de scos. Trebuie un pic de joacă frumoasă. Da, cu da. Și are foarte multe izvoare. Deci aici, anul trecut am vorbit cu Adi, cu patronul, probabil că a scăzut apa o palmă, când știm cu toții că anul trecut a fost secetă peste tot și foarte multe bălți s-au confruntat cu probleme din cauza lipsei oxigenului din apă sau din cauza nivelului apei. Deci tot anul puteți să luați în calcul, populația de pește este foarte bună, nu știu, numai plusuri, nu văd niciun minus, ăsta e adevărul. Doar să veniți să vă distrați. Prețul mi se pare ok. Foarte bun, asta vă spun. N-am ce să zic, aveți voie cu 4 lansete, nu, totul din partea casei am trecut prin asta. Administrația de nota 10, ceea ce e foarte important. Foarte important, da. Coșuri de gunoi, grătar. În fine, ați văzut cam care e situația. Noi chiar suntem încântați fiind aici a doua oară. Parcă și uitasem mai de prima oară cum a fost. Eram așa, bă, hai, pe Purcări. Nu mai știam. Păi nu mai știam, eu mi-am luat patul, că am crezut că da, da, de are patul în dubă. Am uitat că da, cam așa a fost. Gata, oameni buni, nu știm ce ne așteaptă săptămâna viitoare. Avem două episoade cu baltă. Preferăm, aș prefera și eu și Adi. Și eu. Să mergem pe un sălbatic. Dar dacă încă va fi tulbure Dunărea, încă va fi în scădere puternică, dacă nu ne permite vremea, că am văzut că se anunță ploi, din păcate tot luxul unei bălți ne va chema. Adică luxul în ce sens?
confortul malului, accesul facil, pești cu care te poți, pe care îi poți găsi chiar și pe ploaie, pe apă, nu mai pui problema de tulbureală, e altceva. Da. Vii și îți faci treaba. O să găsim un subiect interesant, indiferent de locația pe care o alegem săptămâna viitoare, așa că nu uitați să vă abonați, să dați un share, un like, facem tot posibilul să venim cu ceva interesant în fiecare săptămână. Fire întins! Să ne vedem sănătoși, Doamne ajută! Doamne ajută!